După bună dimineața, România! Eu vin așa după o zi în care oamenii muncesc aici, că bărbații au treabă, adică sunt bărbați care efectiv muncesc și au făcut, cum se numește, afumătoare, știi? Pentru să-și afume porcul. Îi se pare logic, nu? Pentru ce trăiește o bărbatul care muncește? Plăcere n-au că s-au dat seama că de fapt și de drept videochatul nu este prostituție și e supărare maximă, așa că folosește pe târfa complexului, ați înțeles, când au și ei treabă pe acolo prin curte, proasta vine și începe că a avut nu știu ce bancă și nu știu ce companie a făcut nu știu ce și dă-i și dă-i și vorbește și vorbește și vorbește, știi? Că femeia n-are nicio treabă, adică ea nu realizează că bărbații din jur o folosesc ca să facă mișto de ea. Eu la un moment dat am încercat să îi zic că pe nimeni nu interesează, adică trebuie să fii bătut rău cu leuca în cap, să nu înțelegi că oamenii simulează bărbații care muncesc acolo și care ei mănâncă, pe ei interesează să mănânce, să facă chestii prin jur pe acolo. Adică omul trebuia să măsoare. Deci voi înțelegeți, el a trebuit să măsoare nu știu ce chestii, să facă niște cantități și le auzeam cum, prin căști le auzeam cum calculează cu voce tare, pentru că nu mai putea să se concentreze. Atât de tare îl deranja. Eu dimineața am încercat să explic. Am început ca să fac și mișto de ea. Ați înțeles că n-ai. Femeia nu o duce cap. Și pentru că nu o duce cap, se lasă folosită de către bărbați pentru... Da? Niciunui bărbat de condiție medie muncitor, da? Nu-i convine să creadă că ar avea lângă ei o prostituată sau o persoană cu morav rușare și de fapt să descopere că da, au ajuns ei subiectul acestei persoane în pe canalul ei. Nimănui nu-i combine asta, sincer, nici nu-i bărbat. Da. Ca atare mi se pare absolut normal ca în momentul în care se ivește ocazia și au ceva de job de acolo prin curte să nu ofere niciun fel de discreție auditivă. Da, vă dați seama că se auzea bormașina, se auzea cum încerca cimentul ăla să-l așeze. A făcut o bază frumos, așa cum trebuia făcută de la început, de anul trecut. Și de acum 2 ani. Dar omul acolo a avut timp. Da. Și ea continua să vorbească. Vă dați seama, ea a venit, a început să plângă că ea nu se poate apropia de... Nu se poate apropia de... de acest loc. Știi? Ca și cum încerca să obțină acordul, știi? Și bărbații o încurajau, hai că suntem noi aici, știi? Adică la nivelul ăsta asta înseamnă să fii târfa socială. Da? Asta înseamnă să fii târfă socială și tu să nu realizezi. Știi? Una e ca mine când am fost chemată, când am fost partidul lor și le-am adus vodcă. Mi se pare logic. Dacă pizdă țâțe și alte servicii sexuale, nu pot, măcar dracu, mi-a adus mie ce ai în casă. Ce vei tu? Vodcă. Bun. Știi? Apropo, urgent, nu mănânc mâncare de pisică pe care o pun eu în... Boss, bărbații ăștia nu-mi dau bani ca să cumpăr ție de mâncare, adică... Iar eu nu sunt generoasă să-ți dau ție. Eu dau la copii și la persoane în vârstă care merită și care sunt disabled complet fizic, da? Sau care suferă. Voi încă mișcați. Adică... Da? Atâta timp cât vă duce capul la răutăți, da? Genul în care
vă luați voi reciproc prin curte și faceți țipete, urlete, știți? În zile în care un bărbat are treabă, adică el își face afumătoare. Deja pruează, mai vii și tu. Și îl deranjezi că omul face diverse chestii acolo, adică are măsurători, mai făcea și altceva. Destul de trist. Cam atât astăzi. În 5 minute am zis fix ceea ce populația noastră nu vrea să perceapă. Imaginați-vă că voi vă puneți carne de tun. Așa. Măcar eu sunt carne de tun pentru industrie, că învață și ei ceva. La fel și românii poate învață și ei un pic de bun simț. Adică meseria pe care ar trebui să o aibă tu, ai nevoie să vorbești, să fii, să te audă cineva și tu obligi niște oameni într-o curte, niște bărbați care n-au nicio treabă cu viața ta, să-ți asculte ție povestea. Ei nu îți sunt nici provider de bani, nu sunt nici nimic, înțelegi? Adică poate mai și plângi că o vecină nu vrea să te lasă să te apropii de ea. Și nu vrea să te lasă să stai la masa ei. Cu ce vii la masa ei? Aia e întrebarea. Oamenii ăștia, de exemplu, muncesc. De-aia vorbesc cu ei din când în când. Îmi oferă un serviciu. Știți? Serviciu fizic. Tu ce mi-oferi? Le-am dat și adresele asociațiilor să se ducă, să vorbească acolo, ca să nu mă plictisească oamenii din complex. E foarte aproape, adică tu dacă vrei poți să mergi pe jos, te îmbraci, da? Mergi efectiv pe jos și te duci până la acel centru unde tu poți efectiv să ceri ajutorul. Cu cuponul de pensie. Adică asociația aia de asta este făcută. Oamenii de acolo, dacă tu ești chiar necăjită, cum spui că ești și cum pretinzi că ești, da? Oamenii respectiv chiar ajută. Adică ți se oferă o masă caldă, ți se oferă de mâncare, ți se oferă suport acolo. Da? Adică, tu nu mai trebuie să plictisești niște vecini care sau niște muncitori care au venit să-și construiască diverse chestii aici sau care au fost plătiți de către proprietari. Eu am fost foarte dură cu ea și am spus, doamne, aveți în casă, puteți să mergeți în casă, lăsați bărbații să muncească. Bineînțeles că bărbații au făcut mișto, mi se pare logic, da? Facem căscătorie de pisici. Pe pisicile nu le putem pune, nu le putem tăia la în ajun. Să le punem pe rost. Numai chinezii fac asta, știi? Da. Plângeau că nu mai pot atâta mâncare cât le dau eu. Că arată ca niște porci. Asta e. Deci cam asta e viața astăzi. Asta e pulsul. Asta este pulsul din jur după aici. Eu măcar aveam o situație în care trebuia să ajut niște oameni care cumva m-au ajutat și ei pe mine. Că am înjurat, că mi-a pierdut firea și mi-a mers pe drum, mi-a făcut de mâncare acasă, m-am întors în capot. Am mai înjurat de vreo 10 ori. Da, deci... Ce dracu să zici?
Da, asta e.